Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul Consultanța Cripto, bine v-am regăsit pe toți cei ce sunteți abonați ai acestui canal, bun venit celor noi! Astăzi vom avea un episod continuare a celui de ieri, în care vă vorbeam despre ce se întâmplă cu Bitcoin, direcțiile potențiale în care acesta ar putea să meargă. Însă, înainte de a discuta despre acest subiect, vreau să vă spun că, din păcate, ceea ce am anunțat acum două zile pe canalul de Twitter unde suntem aproape 7900 de persoane, vă aștept pe acest canal, pentru că aici postez mult mai des decât pe YouTube. Anunțam că Binance a început să blocheze, să suspende toate transferurile bancare către exchange, adică transferurile gen când vrei să depui în euro. În clipa de față, pe Binance și pentru România, această opțiune nu mai este disponibilă. Din păcate, mi se pare destul de lamentabil modul în care comunică Binance cu clienții și mi se pare, cum să zic eu, lipsă de profesionalism. E absolut bizar să nu vii și să oferi niște explicații, să spui ce se întâmplă, pentru că uh, o, genul ăsta de, cum să zic eu, probleme, situații, semnalizează că ceva nu este în regulă. Da? Adică, dacă o sursă majoră prin care banii ajungeau în Binance este oprită, ceva nu e în regulă. La început, am crezut cu toții că este vorba doar despre Marea Britanie, că acolo au început problemele, însă se pare că problemele nu sunt doar acolo, da? problemele sunt la nivel global. Unul din motivele pentru care Binance-ul mi se pare că trece prin aceste probleme este faptul că folosesc în exchange de spot niște derivate, adică nu sunt corecți. Acel BTC Up, BTC Down, Ethereum Up, Ethereum Down, da? sunt niște derivate, nu sunt monede standard. Sunt niște leverage-uri. Și Binance-ul nu prea are licențe pentru leverage și aceste derivate cam nicăieri. Și la ei pe exchange aceste derivate sunt o sursă destul de mare de câștig. Da? E o mare parte din activitatea lor. Deocamdată au tras semnalul cei din UK, am înțeles că urmează și Japonia și Corea. În clipa în care mai mulți jucători la nivel global... Vor face demersuri împotriva Binance, este o problemă serioasă. Aș vrea să vă anunț că eu personal mi-am retras o mare parte din fonduri de pe Binance, le-am mutat pe alt exchange și am păstrat acolo doar monedele cum sunt TVT-ul, rif ul care sunt mai exotice și nu se găsesc. Însă, astfel mi-am limitat riscurile sfatul meu este să vă protejați aseturile și să nu vă speriați, chiar dacă nu puteți să mai retrageți gen sau să depuneți cu euro, întotdeauna puteți transfera banii prin cripto. Deci dacă vreți să fiți în siguranță absolută, soluția cea mai simplă este să vă mutați banii, îi convertiți ori în USDC, ori în USDT, ori Mutați dacă aveți monede pe trust, wallet, token, pe ledger, pe tot felul de walleturi care există, walleturi în care dumneavoastră veți fi deținătorul monedelor. De asemenea, primesc multe mesaje cu oameni care își transferă fondurile. Aveți grijă uh, la compatibilitate și la modul în care executați tranzacțiile. Aveți grijă la network, da? Foarte mulți oameni nu știu că anumite monede pot fi transferate pe mai multe rețele, da? cum ar fi gen USDT-ul. USDT-ul merge și pe Tron, merge și pe Ethereum Blockchain, merge pe mai multe blockchain-uri și pe BSC parcă, da? trebuie să aveți grijă că anumite tranzacții sunt irreversibile. Nu le mai puteți face. Dacă nu vă pricepeți, atunci cazul este să apelați la un consultant, la cineva care se pricepe. De asta eu ofer serviciile de consultanță pentru mulți, mai ales pentru cei care vor să investească în cripto. Nu știu ce monede să cumpere, când să le cumpere, cum să le cumpere, cum să facă transferurile. Sau sunteți cei care aveți monede, vreți să le vindeți ofer consultanță pentru genul ăsta de evenimente. Este o ședință complexă de o oră în care vă răspund la toate întrebările și facem pas cu pas. Uneori este mai bine să plătești un consultant decât să-ți pară rău ulterior și să pierzi bani. Am întâlnit oameni care au trimis din greșeală sume mari. Un bitcoin, doi, pe rețelele nepotrivite. Un, unele cazuri se rezolvă, dar sunt cazuri în care nu se rezolvă. Deci foarte, foarte mare atenție. Acum, pe sfârșit de clip, haideți să ne uităm puțin la Bitcoin ce face acesta. Vorbisem ieri despre el. În momentul de față suntem pe chartul Bitcoin Tether USDT pe Binance pe timeframe daily. Așa cum vă spuneam ieri, Bitcoin era într-un canal pe care acum l-a rupt aici, vedeți această lumânare, da? Bitcoin l-a rupt aici. Potențial target în clipa de față este această zonă. Deci E posibil să ne ducem până în 28.000. Nu este o certitudine. Deci, încă o dată vreau să vă spun: la Bitcoin este vorba sau la orice criptomonedă vorbim de probabilități. Este o lumânare destul de mare în jos. Bitcoin-ul a rupt astăzi, 8 iulie, și în lumina evenimentelor cu Grayscale, cu conferința cu cel de la Jack Dorsey, de la Twitter și Elon Musk de pe uh, 21 și evenimentul cu Grayscale-ul de pe 18, e posibil ca în următoarele zile să ne ducem către o zonă destul de joasă. Dacă am fi rupt în direcția opusă, ne ducem spre 40 și ceva de mii. Bitcoinul este cunoscut că este foarte imprevizibil da? și sfatul meu este să aveți mare grijă. Nu este cazul să vă panicați atât timp cât știm cam în ce direcție se poate duce piața. Chiar dacă am avea un eveniment major ca anul trecut în martie, a este o neprevăzută. Însă, panica nu face bine. Eu, personal, vă voi anunța în fiecare zi cum stă piața, ce se întâmplă. În momentul de față am rupt acest tipar nu este foarte bine, dar asta e, mergem mai departe. Dacă se întâmplă noutăți în timpul zilei, le voi anunța pe canalul de Twitter. Las acest, această descriere și pe în, sub acest video. Cei ce doriți consultanță, mă puteți găsi pe site-ul consultanțăcripto.ru. Acolo avem toate serviciile noastre, cursurile de tranzacționare. Într-una din zilele acestea am să vă explic ce conțin aceste cursuri, de ce sunt atât de utile. Toți clienții noștri care le-au luat au fost mulțumiți de ele. Uh, nu sunt cursuri care te învață cum să te îmbogățești, dar sunt cursuri care te pot ajuta să nu pierzi bani și să înțelegi ceea ce faci, pentru că marea majoritate tranzacționează fără să aibă niciun reper și este extrem de periculos, mai ales în condiții de piață cum este acum. Vă doresc o zi minunată, toate cele bune!